Plecați în deplasarea din Bucovina cu două zile înainte de primul joc oficial din noua stagiune, fotbaliștii antrenați de Ion Viorel vor începe campionatul cu o victorie. Buzoienii au tot lotul de jucători valid înaintea confruntării cu bucovinenii, singurul absent fiind fundașul bulgar Samuel Coprindinski. Tehnicianul buzoienilor a spus că un parcurs pozitiv în actuala stagiune ar însemna foarte mult, având în vedere situația materială dificilă prin care trec fotbaliștii din Crâng. E cel mai greu, e normal. Eu am jucat și cu o echipă nouă promovată, cu entuziasm. Am înțeles că au și suporteri mulți pentru nivelul ăsta, un teren mic ca la Otopeni și denivelat. Deci, în concluzie, se echilibrează forțele. Chiar și așa, victoria rămâne obiectivul nostru în partida de sâmbătă. Normal, noi mergem la victorie la toate meciurile, dar știți, nu ascund faptul că mi-aș bun și un meci egal, plecăm cu un rezultat pozitiv. Ce înseamnă pentru noi și cum ne afectează pe noi problemele care au apărut în Liga a doua, mai ales în săptămâna aceasta? Mă refer la plecarea tehnicianului Florin Marin de la Rapid și la celelalte probleme. Nu mă interesează pe mine Rapidul, nu mă interesează. Pe noi ne interesează de Gloria Buzei. Alea sunt problemele lui Rapid, sunt ale lor, sunt trăiate. Am văzut că are o mică datorie de 30 de milioane de euro. Tot mâine, în cadrul primei etape a seriei întâi a Ligii Secunde la fotbal, se mai joacă următoarele partide. Dacia Unirea Brăila Rapid Suceava, Dunărea Sece Bacău, Academica Oțelul, Dorohoi Berceni, Rapid Balotești și Ceahlăul cu Farul. La finalul actualei stagiuni, ocupantele locurilor 13 și 14 vor retrograda direct în Liga a treia. În fazele finale, play-off, respectiv play-out, se va intra cu jumătate din numărul de puncte acumulate pe durata sezonului regulat, iar în cazul în care acesta este impar, se va rotunji în plus. Pe durata fiecarei partide, echipele sunt obligate să folosească 2 jucători sub 19 ani și totodată maximum 2 jucători extracomunitari.